Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi, la emisiunea noastră, avem un invitat cu totul și cu totul special, pentru că este reprezentantul comunității din Slănic, Moldova. Această minunată stațiune, balneoclimaterică, ne încântă și ne invită de fiecare dată să ne bucurăm de frumusețe, de odihnă, de relaxare în toate anotimpurile. Așadar, lângă noi este domnul primar, domnul Baciu Gheorghe, un om pentru care noi am insistat foarte mult să vină și ne dorim ca dânsul să vină cât mai des la televiziunea noastră, pentru că sunt foarte multe lucruri bune și interesante pentru dumneavoastră de aflat. Și zic să dăm drumul la discuție. În primul rând, bine ați venit. Bine v-am găsit. La Onești, în noul nostru studio. Bine v-am găsit pe dumneavoastră, colegii dumneavoastră și telespectatorilor. Le spun un salut de la Slănic, Moldova. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Slănic, Moldova? Lăsând deoparte că sunteți primar, da. Sunteți om al locului. Este foarte mult de spus pentru acest răspuns, dar o să încerc să fac un sumar așa. În primul rând, pentru mine Slănic, Moldova este locul meu de baștină, locul nașterii mele. Un loc deosebit, un loc în care eu am crescut, m-am format ca om, ca și cetățean, pentru că în vremea când eu mă dezvoltam, existau obiceiuri sănătoase de dezvoltare a comunității, nu? În care ne întrajutoram, în care am reușit împreună să facem lucruri foarte importante pentru cartierul Cireșoaia și pentru localitatea Slănic, Moldova. Pe de altă parte, Slănic, Moldova este un loc unic, cel puțin în România, pentru faptul că am fost binecuvântați cu această resursă naturală, aceste resurse naturale, pentru că nu este numai apa minerală, sunt și celelalte, microclimatul, peisajul și celelalte facilități. Un loc unic pentru că avem cel mai mare potențial să păstrăm această zonă, o zonă pură, o zonă verde, o zonă în care toți cei care vor liniște, toți cei care vor un aer curat, care vor un tratament bun, să vină la Slănic, Moldova, să petreacă câteva zile și să se întoarcă în localitățile lor mai întăriți, mai sănătoși și mai prietenoși. Pentru că am spus de la începutul proiectului meu, când mi-am propus să vin înapoi la Slănic, Moldova ca primar, că vreau să Valea Slănicului să fie o vale a prieteniei. Să terminăm o dată cu toate aceste acțiuni de dezbinare, de descurajare chiar a unor oameni de bine care vor să contribuie cu cât pot ei la dezvoltarea localității. Și Slănic, Moldova este locul în care eu am foarte mulți prieteni, unde am foarte mulți oameni de bine, unde eu mă simt foarte confortabil, atât pe Valea Slănicului cât și în stațiune, și în care mă bucur împreună cu ei de dezvoltarea vizibilă a localității noastre în ultima perioadă și mă refer în principal la relațiile interumane. Pentru că, vedeți, oricât de multe valori materiale am avea noi într-o comunitate, dacă noi oamenii nu ne unim, nu ne solidarizăm, nu ne agrem, nu ne tolerăm, că există și o nevoie de toleranță a celor apropiați, din jurul tău, din prejurul tău, atunci, desigur că fiecare în egoismul lui se va vedea pe el mai important și în felul acesta nu vom reuși să dezvoltăm localitățile noastre. Da, un început mai frumos, cred că nici nu se putea, când vorbim de locuri minunate, așa cum sunt cele din Slănic, Moldova. Telespectatorii noștri știu că noi, Exclusiv TV, venim
periodic în această stațiune și ne bucurăm de fiecare dată când vedem lucruri noi, când vedem că ați făcut pași din momentul în care ați preluat mandatul de primar. Spuneți-mi cum ați găsit Slănicu Moldova în momentul în care ați fost investit în această funcție. Care au fost lucrurile bune, care au fost lucrurile rele, care era situația de fapt în momentul respectiv? În primul rând am găsit o comunitate dezbinată, o comunitate care nu avea direcție, nu avea soluții pentru a reface practic această localitate ca un loc în care să-ți dorești să vii, un loc în care să-ți dorești să petreci viața ta, nu, pentru localnici, dar și... Deci vorbim de anul 2016. Da, vorbim de anul 2016. Vă spuneam, în primul rând, relații interumane erau foarte rele, dar mai mult exista o teamă. Unii spun chiar teroare. O teamă a omului de rând care nu avea voie să spună ce gândește, să spună sincer domnul primar sau domnul consilier local sau către cine s-a adresa, nu-mi place ce faceți sau nu-mi place cum faceți sau părerea mea este următoarea. Și pe de altă parte, vorbind de dezvoltarea localității ca și infrastructură, ca și strategie de dezvoltare, am găsit lucruri făcute, unele, care nu aveau nicio noimă, nu aveau nicio logică, nu aveau niciun plan de dezvoltare, nu erau parte a unui proiect mare. Am găsit lucruri, spuneați de lucruri bune, da, pare un lucru bun să faci un bazin de not, da, a venit, s-a paraștat un bazin de not, dar el nu este racordat la curent, la gaze, la toate celelalte, dar nu știu dacă vreodată acest bazin de not va fi sustenabil. Nu atât prin prisma profitului pe care îl face acolo, că sigur nu o să facem, ci prin nevoia comunității. Pentru că noi avem acolo foarte mulți întreprinzători care au bazine de not, care funcționează și cred că nu ar fi fost foarte greu ca acești copii, pentru că este bazin de not didactic, să vină și să învețe acest sport în altă parte. Dar l-am găsit, asta este. Spre exemplu, lângă bazinul de not la 50 de metri este o casă de cultură. Puțin știu, poate cei de la distanță nici nu au auzit de așa ceva, să-ți propui să cheltui 2.500.000 de ron pe o casă de cultură în Cerdac, lângă bazinul de not. Timp în care îți exprimi favorabil votul că nu te interesează casa noastră de cultură din Slănic Moldova, care s-a vândut cu 170.000 de euro, deci aproape la jumătate din prețul cu care ți-ai propus să faci o casă de cultură nouă într-o poziție unde nu este, Valea Slănicului nu este o vale cu centru de greutate al comunității. Noi avem și la Cireșoaia o zonă centrală, și la Cerdac, și la Slănic, dar cel mai important ar fi fost să ne recuperăm casa noastră de cultură, să fi votat atunci că ne exprimăm dreptul de preemțiune, să luptăm să aducem banii necesari pentru... Casa de cultură fiind în așa zisul cazino. Casino de la Slănic Moldova. Eu îi spun casa de cultură pentru că clădirea este denumită cazino, pentru că acolo a funcționat cazinoul, dar casa de cultură, cinematograful de la Slănic Moldova, care are și o arhitectură specială, unde eu am jucat teatru 6 ani și jumătate și unde mi-am petrecut copilăria, aceea încăpere este cultura noastră. Aia este emblema, în primul rând, este monument istoric de interes național, dar ar fi fost foarte simplu de spus, da, cât costă ăsta, cazinoul ăsta? Era evaluat atunci la 1.800.000 de roni și s-a vândut cu 800 și ceva de mii de roni. Da? Cât costă sala asta de spectacole? Costă jumătate, 500 de mii de roni. Dau un exemplu, da? Luați voi privatul, partea dreaptă și partea stângă, că pe mine nu mă interesează primărie să facă
eu știu, ruletă, să joc ruletă acolo sau să fac casino sau eu știu ce alte restaurant sau ce s-ar peta, barul ce au fost acolo, pe mine mă interesează să-mi păstrez un patrimoniu al meu, care înseamnă casa de cultură, sala de spectacole, cu tot ce a fost acolo, a fost și bibliotecă și este emblema noastră, da? Deci atunci, era o zonă de centru cultural, erau da, acolo... Putem spune că lucrul bun este că s-a pornit o casă de cultură, dar lucrul rău este că nu are niciun fel de, și, niciun fel de perspectivă, pentru că dacă s-ar face această casă de cultură, desigur ar fi necesară pentru comunitatea din Cerdac, dar până să facem acest lucru, noi nu avem resursa financiară și, din păcate, nimeni nu-ți cofinanțează pierderile tale, obligațiile. În momentul ăsta, la casino, ce activități? E un agent economic sau ce? Acolo este privat. Proprietate privată. Este... Ce activități sunt nu acolo? Nu este nicio activitate. Deci asta, fost, dacă l-ar fi luat să, de exemplu, să facă în continuare o sală de cinema, de spectacole, cred că era totuși mult mai bine, chiar dacă era la privat, deci da, nu era o problemă. Am încercat să dar faptul că nu se face nimic, e, într-adevăr, este, nu e, este nu un e mare regulă. Minus al localității noastre. Am avut 7 discuții. Chiar la 6 am spus, doamne, este ultima discuție pe care o purtăm pe tema asta cu proprietarul, să încercăm să luăm încomodat pe 29 de ani, dacă putem lua această, dacă ne dă cineva această sală de spectacol încomodat pe minim 29 de ani, abia atunci suntem eligibili să investim bani acolo, să o punem în funcție, pentru că ea are nevoie, sala are nevoie de investiții, atât pe partea de mobilier sau zugrăvel, ce mai este de făcut acolo, dar mai mult pe partea de încălzire și cel mai mult pe partea de situație de acreditare ISU. Nu poți ține un spectacol într-o sală care nu are autorizație de securitate. Bănuiesc că acolo ar trebui, da, chiar dacă, presupunând că ați ajunge să administrați sub o formă sau alta juridică acel spațiu, bănuiesc că trebuie să făcute și câteva consolidări, lucrări. Ca și structură de rezistență, clădirea stă foarte bine, ca și norme de evacuare a publicului de acolo. Normele sunt, când a fost el construit acum 130 de ani, normele au fost mai bine gândite decât astăzi. Chiar mi-au spus cei că am invitat de la ISU și au inspectat și mi-au dat niște deci foarte ușor s-ar putea obține acordurile. Bine, trebuie desfumare, sunt alte chestii tehnice, nu intru în detalii tehnice, dar ele pot fi fără cheltuieli foarte mari, dar partea de încălzire, răcire a sălii, răcire nu este cazul, că noi în asta, în Moldova, nu avem aer condiționat, dar e nevoie de încălzire și alte cheltuieli. Dar nu vreau să intru în detalii. M-ați întrebat de ce am găsit găsit rău. Spre exemplu, ce am găsit izvoarele de apă minerală pe care le-au împărțit când nașul, când finul între ei așa, da? Le-am găsit fără licență, închise, da? Și am pornit o acțiune foarte grea care nici astăzi nu este finalizată. Suntem în curs de explorare, avem licență de explorare, încercăm să obținem pentru prima dată licența de exploatare la primărie. Puțină lume nu știe că niciodată primăria Sălii Moldova nu a avut izvoarele în administrare. Și din cauza asta ele s-au perindat de la statul român, de la IBC, la firme private și acești oameni performanți, așa în ghilimele să spun, au pierdut până și aceste lucruri. Am mai găsit multe datorii, nu vreau să intru, toată lumea știe cu ce datorii am preluat această primărie și am reușit până în decembrie 2018 să le achit. Am deblocat practic conturile, nu am terminat de achitat datorile, dar respirăm puțin mai ușurat sau fără executor la ușă, da? Și mai avem încă mult de muncă. Dar am găsit o comunitate, o localitate cu o economie foarte puțin dezvoltată și lumea trebuie să știe că Sălii Moldova este o localitate foarte săracă din perspectiva veniturilor. Noi nu avem un hectar de pășune, nu avem un hectar de pădure, adică avem vreo 9 hectare pe la pădurea aia de la pârtie, adică nu avem o bogăție care să genereze niște venituri. Avem monoindustrie, peste 95% din lucrătorii, din angajații de pe Valea Sănicului lucrează în turism,
ospătari, bucătari, recepționeri cu salarii mici și nu avem cote defalcate din impozitul pe venit. Pentru comparație, Târgu Ogn are fabrici de mobilă, are salină, are penitenciarul, 700 ceva de angajați, numai la penitenciar, și nu avem 348 de angajați în toată localitatea. E foarte bună chestiunea că ați legat discuția de Slănic cu ceea ce este în Târgu Ocna și aici mi-am dus aminte că faceți parte dintr-o asociație de promovare a turismului mai pe larg, dumneavoastră, Monpesa, să ne spuneți, că puteți asigura turiștilor un circuit împreună cu colegii dumneavoastră primari din zonă. Cine sunt membrii acestei asociații? Prima dată să vă spun că această asociație a fost constituită de 7 membri. Este vorba de Stănii Moldova, Târgu Ocna, Dofteana, Dărmănești, Moinești, Măgirești și Zemeș. Ulterior a aderat Comuna Hasău și mai nou avem solicitări de la Poduri, de la Scolțeni. Viziunea acestei asociații este să constituim un pol de dezvoltare economică, în principal prin turism, dar și prin clustere, prin alte modalități, prin economie circulară. Avem o viziune foarte, eu spun realistă, dar o viziune mare, în sensul în care vedem unde vom fi noi peste 10, peste 20 de ani și avem la momentul acesta deja niște rezultate. Ne propunem să facem un ghid al turistului, o hartă a turistului. Avem deja trasee turistice propuse, avem puncte, avem o hartă în primul rând cu obiectivele turistice importante, grupate pe categorii, pe turistul de cunoaștere, turistul de religie, de religios, turismul cultural și turismul de ecoturismul, acest agroturism, nu? Care este din ce în ce mai căutat. Noi avem Stănii Moldova, prima președinție a acestei asociații, pentru că eu am, înainte să ajung primar, peste 14 ani, am activat în domeniul structurilor asociative, naționale și internaționale și acest lucru m-a recomandat și încercăm să, practic, să ne obișnuim cu mod de lucru în care consiliile locale se asociază prin primar, prin structuri asociative și pun proiecte. Vedeți, până acum nu a existat, cu toate că Târgu Ocna Stănic a fost același partid aproape tot timpul, da? PSD, PSD, nu a existat o colaborare între două localități. Și astăzi eu sunt acuzat că de ce primarul de Stănic se întâlnește cu primarul de Târgu Ocna. Uite, parcă noi am fi așa, de gândiți-vă cât de aberant se pune problema. E o gândire, turistul nu știe unde e granița între Târgu Ocna și Stănic. El știe că vine la Salina, știe că se duce la izvoare, știe că doarme la pensiune sau la hotel și el are nevoie de toate aceste facilități. Noi trebuie să vedem puțin peste această politizare. În trecut a fost foarte politizată această administrație. Eu încerc acum să conștientizez. Eu n-am mai făcut politică înainte și de a fi primar. Am acuși 3 ani de când am intrat în politică. Dar nu înseamnă că mi-a trebuit merite, ci că vreau să spun doar că nu am fost obișnuit și nu știu cum a fost înainte, în care ei se certau mai mult pe politic decât pe administrativ. Noi ne trebuie o viziune de dezvoltare atât pe infrastructură, în principal pe infrastructură de transport. Deci nu există un transport public al turistului care el să-l acceseze, da? Acest transport este interurban al cetățenilor noștri, unde urcă și ăla cu noi când eram copii, urcam și cu grebla și cu furga, că n-aveam cu ce să în autobuz, da? Acum trebuie să înțelegem că turistul și-ar dori ca să nu-și mai miște mașina odată ca și poluare, este bine să nu poluăm atât de mult și el să urce într-un autobuz, dacă se poate electric, ne dorim noi, nu? La ușa pensiunii, a hotelului, și să-și aleagă traseul la vale, la deal, unde vrea să se ducă, fixându-și niște obiective, mai ce vreau să văd astăzi după tratament. Pentru că majoritatea turiștilor și de la... Sau poate că sunt turiști care nu au mașină.
Și pentru ei ar fi, desigur, desigur, sunt pensionari este... sau... Poate și noi care suntem conducători auto ne-am dorit să avem, să mergem cu, cu un autocar, bine, înțeles, în condiții foarte bune, cu aer condiționat și așa mai departe. Am observat că sunt câteva orașe totuși în România în care asemenea trasee există. Sunt unele chiar cu caracter clar comercial. Da, în București vrei să mergi la Coreea. Da, e mergi, gratuit să te duci la te Mol Băneasa sau nu știu. Așa, la Timișoara, bun, la noi, fel, la Iași, la avem fel. Un, deci e o aici? Idee bună pe care bănuiesc că dumneavoastră ați dori să o implementați pe parcursul desigur, timpului. Desigur, noi am vrut și chiar pe Park & Ride să punem un proiect. Am și făcut proiectul de parcare acolo în stațiune, numai că programul operațional regional finanțează parcările la intrarea în localitate. Și intrarea în localitatea noastră era pe la Cireșoaia, pe undeva da, pe cam departe. Și era da. Și peste mână și greu de manageriat un asemenea proiect. Ansamblu da. de parcare. Nici nu prea avem spațiu. Dar ce este de precizat aici? Transportul Târgu Ocna Slănic este interurban. Și atunci noi nu putem să nu putem să concurăm agentul economic. Uniunea Europeană nu finanțează, nu descurajează prin finanțările astea competiția reală. Și competiția reală înseamnă ăla care creează plus valoare la rămâne pe piață. Dar noi vrem să facem un transport dedicat turistului, care să aibă în funcție de ore de de vârfuri de activitate, să fie pe ore de funcționare și care să aibă în toată zona Mompesa niște ținte. Vă dau un exemplu. Mâine seară, Corina Chiriac are spectacol la Moinești. Dacă așa. Turistul de la Sălii Moldova este interesat, atras de această solistă sau de alte, de piese de teatru, de altceva, atunci se urcă în acest autobuz, autocar, microbuz, da? Și se duce până și ia bilete, se duce până acolo, vede spectacol, mai vede localitatea și vine la aici trebuie să facem precizarea că la Moinești există un centru cultural de excepție, vorbim de complexul Lira, nu? Da. Este într-adevăr un proiect foarte frumos și cu activități care vă ajută, fiind Moineștiu, fiind în această asociere cu dumneavoastră, cu Târgu Ocna și cu celelalte, deși în Mompesa. Da, ne ajută pe noi. Vă ajută din acest punct de vedere. Acum, cumva o paranteză așa. În momentul în care slănicenii, consilierii locali cu primarul își împărțeau această casă de cultură și practic facilitau înstrăinarea ei, primarul de Moinești la vremea aceea, Viorel Ilie, care era într-un alt partid decât PSD, care domnul senator în acest actualmente moment senator și ministru, Ilie, da. S-a zbătut și ministru, da. Și-a obținut finanțare pentru acest club de la Consiliul Județean. Nu este secret. Consiliul Județean a pus 4.500.000 de ron la Moinești, într-o casă de cultură, în condițiile în care la Sălii Moldova să cumpărăm tot cazinoul ar fi trebuit 1.000.000 de ron. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Și pe, nu numai noi, ca oameni de presă, că noi mai prindem, cam știm de desubturile acestea, dar și telespectatorii noștri sunt convins că știu că uneori jocurile politice dăunează unor comunități. De aceea este explicabil că și în emisiunea noastră vin primari de toate culorile politice. Îi întreb cum așa și încep de la un partid și să duc la altul, să duc la altul, din cauza că, domne, nu pot obține fonduri pentru că dacă nu sunt la partidul care trebuie. E, la dumneavoastră a fost o chestiune de curaj, ați venit cu niște proiecte și ați venit dornic să depășiți această situație și faptul că sunteți și în această asociație demonstrează că aveți într-adevăr o gândire liberală, pentru că am observat că liberalii sunt deschiși către colaborarea cu primarii PSD și așa. Pe partea cealaltă e un pic mai complicat. Eu provin dintr-o familie săracă, o familie simplă, 6 copii și am crescut muncind și știm ce înseamnă responsabilitatea socială, ce înseamnă să nu ai pâine, spre exemplu, da? Și din cauza asta ar trebui să fiu un cetățean care vede ajutorul social și toate celelalte facilități care protejează practic omul să le vadă prioritar. Am avut șansa,
am lucrat la stat, după aceea am lucrat în privat și mi-am făcut propria firmă. Și înțeleg foarte bine că numai oamenii care creează plus valoare pot dezvolta o localitate. Această plus valoare nu o poți crea altfel decât dacă te duci într-o afacere, dacă știi să faci lucrul respectiv și aduci un profit în firma respectivă, care, bineînțeles, se impozitează și se distribuie la alții. Gândind din perspectiva asta administrativă, un primar când ajunge, ca să ajungă primar, se conectează politic, când ajunge primar, el nu trebuie să mai fie atât de ancorat politic. El face administrație. Administrația trebuie să o faci pentru ăla care nu te-a votat și pentru ăla care te-a votat, dar administrație trebuie să faci și pentru primarul următor. Există sintagma... Nu o să fii primarul o viață întreagă, da? Există sintagma politica cetățeanului. Deci, politica cetățeanului. Gândiți-vă că eu am primit ajutor în decembrie anul trecut de la guvernul PSD-ALDE și m-a ajutat și Consiliul Județean în anumite situații. Adică nici ei nu sunt atât de politic ancorați pe cât se povestește și ei sunt interesați, ei fiind consilieri județeni, șefii de partid județeni, văd și ei această nevoie a localităților. Așa. Și eu nu vreau să spun vorbe mari, dar un șef de partid de județ la vremea aia a spus: nu mai dau bani la primăria Sănii Moldova, că ajung în buzunarul altcuiva. Adică și ei și-au dat seama că nu poți să finanțezi o gaură în care bagi niște bani și nu se vede nimic. Și ei se gândesc, băi, unde dăm noi bani anul ăsta sau la anul? Hai să dăm și... Bineînțeles, există un interes politic. Nu putem să fim atât de naivi. Încep și eu să mă construiesc așa ca om politic. Știți, banul ăsta trebuie să ajungă și într-un câștig politic, electoral să vorbesc, da? Dar în principal el trebuie să ajungă și într-un plus pentru comunitatea respectivă. Și atunci, eu pot să fac dovada că în 3 ani, nici nu am 3 ani de mandat, am atras resurse și sponsorizat și oameni. Nu, ținta mea este cât, să fac în acest mandat cât doriți pot și câtă putere de muncă aveți. Să sperăm că ne ajută Dumnezeu să fim sănătoși și să facem ceva. În orice caz, e nevoie de durată. Proiectele astea trebuie să ai o viziune și trebuie să ai o perseverență. Cum pot eu să arăt cetățeanului meu că am făcut ceva dacă eu nu am găsit nicio stradă în Sănii Moldova cadastrată? Nimeni nu-ți dă bani să cheltui dacă nu faci dovada că acel teren, acea clădire este proprietatea. Ceva, dacă tot vorbim și în funcție de ce spuneți dumneavoastră, mai punctez. Acum, în acest moment, cadastrare este gratuită sau sunt situații și situații? Bun. La Sănii Moldova este gratuită, dar nu la Sănii Moldova. Asta pentru cetățeni, pentru cei care... Da. Este cadastrarea de extravilan, este gratuită. Pentru că se urmărește finanțarea de la APIA și se dorește ca să existe un control mult mai bun asupra banilor ăstora care se duc în subvenții, în diferite măsuri de sprijin al fermierilor. Dar la Sănii Moldova, foarte devreme, în 2009, s-a făcut un contract de cadastru general de 1.480.000 de roni. Acest cadastru nu s-a terminat până în 2016, cu toate că avea contract 2 ani, firma respectivă, pentru că primăria Sănii Moldova nu a plătit datorii. Și acolo scria că dacă nu plătești, se suspendă contractul. Eu m-am stăduit și am plătit de unde am avut, de unde n-am avut, dar chiar și așa, la momentul acesta, acest contract nu este îndeplinit. Suntem chiar într-un mic litigiu cu furnizorul de cadastru. Încercăm amiabil să rezolvăm această problemă, pentru că, vedeți, acum ar trebui noi să plătim de la bugetul local cadastru față de situația când statul român finanțează cadastru. Dumneavoastră, cum ați prefera să faceți acest lucru pe banii din buzunar, nu? Și așa prefer un ajutor. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri. Acum, toate UAT-urile, unitățile administrativ-teritoriale, au bugete mici.
De aceea noi când filmăm diverse ședințe de consiliu în tot județul Bacău, eu mai discut cu unii consilieri. Domnule, nu e cazul la dumneavoastră, aveți un consiliu local destul de așezat, destul de echilibrat. Măsura în care putem spune că sunt lucruri mai complicate în alte OAT-uri. Le spun consilierilor că după se ceartă în ședințe, dar foarte tare. Adică, spune, domnule, dumneavoastră, rămâneți aici, în comunitate. Noi plecăm televiziunea, noi filmăm și ne ducem, dăm. Problema este că vă certați pe bani puțini. Bun, de aceea o să discutăm un pic și de, și de buget. Eu folosesc o expresie, ne certăm pe sărăcie. Pe sărăcie, da. În loc să ne certăm pe ceva, pe o bogăție, să avem și noi pe ce ne certăm, noi ne certăm pe sărăcie și împărțim sărăcia. Da, pentru că asta reiese din ceea ce mi-a spus dumneavoastră cu ce ați găsit în 2016. Da, ce am găsit, am reușit în 2 ani și jumătate să achit majoritatea datoriilor din economiile făcute de mine. Da, sunt un primar nepopular pentru că am restructurat peste 31% din angajații din primărie și din firmele de utilități. Sunt un primar nepopular pentru că am adus prețul la gunoaie în 2017, deci chiar în decembrie 2016 am votat pentru 2017 exact cum a fost planul tarifar la gunoaie. Și bineînțeles că imediat s-au strâns semnături că primarul adică s-au folosit gașca de pentru referendum, s-a folosit de chestiile astea. Am mărit prețul la apă, dar de fapt ce am făcut? Am adus prețul la un nivel corect în care cheltuielile aferente apei, a salubrizării, să fie acoperite din această taxă conform legii. Legea spune că nu ai voie să subvenționezi apa. Nu ai voie să subvenționezi. Am participat gunoaie. Chiar eu la câteva ședințe de consiliu local, mai la început, când se discuta că erau branșări ilegale, erau tot felul de minunății acolo. Deci, modul ăsta de lucru, cred că va uimi și pe dumneavoastră, nu? Da, este primul adică rând că am undeva rămas... Undeva chiar nu la limita legei, undeva peste lege, cum s-ar spune. Ungureanu, ce să vă spun, se cară gunoaiele de la Slănic Moldova la Târgu Ocna, la Dofteana, ca să nu fie plătite la Slănic? Da, nu se poate așa ceva. Piscine întregi care funcționau cu apă furată și așa, nu putem, noi ne furăm căciula unul altuia. Nu, adică nu putem... telespectatorii știu că despre ce vorbim, că noi am publicat lucrurile astea. Deci ați prins o situație destul de complicată, dar văd că optimismul dumneavoastră și modul cum ați lucrat, ați reușit, sigur că mai este de lucru, nu putem spune că... Nu este ușor nicăieri, numai că eu am găsit toate problemele astea, au venit simultan. Dacă ar fi venit pe rând, dați seama, Slănic Moldova a funcționat fără licență de distribuire a apei, până în 2017, când eu am obținut licența. Cum de a funcționat o localitate 10 ani, mai bine de 10 ani, fără licență, e un semn de întrebare. Acum a funcționat fără licență de salubritate, pe care am obținut abia în octombrie 2018 și multe alte chestii, dar pe noi nu ne ajută acest lucru astăzi. Pe noi ne ajută să conștientizăm că în felul acesta nu mai merge, că fiecare cetățean trebuie să-și plătească obligațiile pentru serviciile pe care le primește. Dacă trebuie să primească niște servicii de calitate, ceea ce eu vă spun că la Slănic Moldova încă nu se întâmplă, îmbunătățim pas cu pas aceste lucruri, dar peste noapte și cu 2 termene la insolvență la apă, 2 termene la insolvență la gunoaie, ne-am dus la judecători, am spus să nu ne blocheze. Ați avut luptă grea. Deci toate aspectele astea scheltuie timp și scheltuie din resursele tale pe care tu le-ai putea folosi în altă parte. Vă dau un exemplu, câte drumuri am făcut numai pentru a reglementa situația cu apa și câte drumuri facem astăzi. Au venit anul trecut inundațiile peste noi. Avem, parcă întotdeauna s-a mai agravat situația. A fost un prim-ministru la dumneavoastră la Slănic? Sau... A fost de 2 ori doamna premier Dăncilă. Au fost 6 miniștri, deci, inclusiv domnul Raed Arafat, și vreau să vă spun că... Știu că s-au făcut niște promisiuni atunci. Da, și vreau să vă spun că declar public că promisiunile făcute de domnul ministru Șova la vremea aia, la
turism, la transporturi. De la transporturi. Doamna premier și toți, domnul ministru Ilie și toți, au fost îndeplinite până în decembrie toate. Mai avem de făcut două diguri la Stănii Moldova, în stațiune. Acum se lucrează la un dig care este avariat din anul 2005. Care timp de 14 vedeți, ani... Vedeți, digul ăla v-a așteptat să ajungeți dumneavoastră primar să rezolvați. Dar nimeni nu spune. Dom'le, au fost inundații în 2005... Și abia în 2008, după 3 ani, s-au făcut niște diguri. Au fost inundați în 2018, în iulie, și în luna decembrie digurile erau gata. Asta înseamnă, eu nu mi-atribuie acest merit, dar desigur că și eu am făcut demersurile necesare și eu am contribuit ca aceste lucruri să se întâmple. Meritul este al drumurilor naționale, al apelor române, al guvernului României, practic, care a dat prioritate la... Până nu insistă primarul, nu se mișcă lucrurile. Cunosc foarte mulți primari care mereu spun, domnul Ungureanu, nu veniți astăzi la mine că sunt la Iași, nu veniți că sunt la București, nu veniți că... Pentru că așa e sistemul nostru, din păcate, și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, așa e construită birocrația în România, se mișcă un pic lucrurile mai greu. Dar cu un primar ca dumneavoastră care sunteți insistent și sunteți tot timpul pe drumuri, cred că Vă dau un exemplu. Vine constructorul, întâmplător, constructorul de diguri, pe care nu l-am selectat noi, nici proiectul, nici asta, nu, Apele Române, este din Ardeal. Așa. Și ne-a spus așa, domnul primar, noi în Ardeal nu mai avem ce diguri să mai facem, am terminat toate râurile, toate pâraile de regularizat, nu mai avem. Ce găsim noi la dumneavoastră este jale. Păi, așa este. Asta înseamnă că cineva nu s-a zbătut ca aceste lucruri să fie făcute. Noi mai avem, mai avem încă 16 km de diguri de făcut, da? Și avem multe lucruri. Vă dau așa, ca să fiu cu exemple concrete. Niciun dig zid de sprijin din stațiune de la pârtie până la izvoare, la baraj, la deal, nu este luat măcar în inventarul Apelor Române. Noi am vrut să luăm la noi, Apele Române spun, da, este în Albia Majoră, da? Gândiți-vă, drumul de deasupra, unde ne plimbăm pe la izvoare, este proprietatea noastră, da? Intabulat la noi și zidul de sprijin este al Apelor Române. Eu dacă fac o investiție pe acest drum și din cauza zidului cade în apă investiția mea, cine suferă? Pe lângă faptul că suferă toată comunitatea și banii mei sunt aruncați. Și am zis, doamne, hai să facem în așa fel încât să luăm noi zidurile și să le avem la pachet sau să le luați dumneavoastră și să le întrețineți, să le puneți ca prioritate, să le amenajați și noi să fim protejați aici. Suntem, adică se lucrează măcar să se reglementeze acest lucru. Până când acest lucru nu se reglementează, al cui este inventat, nici nu putem vorbi de ceva finanțare, pe ce culoare, pentru că nu știm încă proprietatea. Și avem străzile din stațiune, vine cu cadastru până în jumătatea drumului. Nu pot să asfaltez strada aia până când 2 ani am muncit pentru asta. Am reușit străzile din stațiune, acum sunt cadastrate și avem deja un proiect, un studiu de fezabilitate să le asfaltăm. Asta este problema Slănicului. Adică noi dacă pregăteam acest lucru în 2000, în 2005, în 2010, în 2015 și le aveam toate astea, acum te duceai la finanțator și spunea, da, doamne, eu sunt proprietar aici, uite, ăsta este proiectul, hai să finanțăm aceste investiții. Deci, iată, aveți mult de lucru în continuare. Da. Aveți și o viziune în ceea ce privește Slănic Moldova. Sunt lucruri bune pe care le-am auzit de la dumneavoastră. Deci, încă o dată, să spunem telespectatorilor, pentru că nu doar băcăuane se uită la noi, ci și românii din străinătate. Când vin acasă, e bine să vină în vacanță la Slănic Moldova. Dacă îmi dați voie, aș face un apel la solidaritatea pentru Slănic Moldova. Nu pentru că eu m-am născut acolo și am crescut acolo și acum sunt primar în Slănic Moldova, pentru că Slănic Moldova reprezintă o emblemă măcar a județului Bacău. Este perla Moldovei, nu a fost denumită de aiurea perla Moldovei, dar... Vedeți dumneavoastră, când vine cineva în vizită la un oneștean, la un băcăuan, la un moineștean, măi, unde să-l scot eu pe omul ăsta ca să-l impresionez? Mergem până la Stănii Moldova, da? Sigur. Dacă ați venit la Stănii Moldova, rugămintea noastră este, fiți de acord să dați 3 lei parcarea aia.
Nu este o care sumă e un, foarte e un sprijin mare, da? Pentru... Vin la Stănii Moldova, beneficiez de apele minerale, de cântă fanfara în parc, e frumos cu un parc, cu flori, cu... Cetățenii uitați, noștri... eu vin cu o idee. Dacă vă rog, acolo unde aveți anunțul cu parcare, să spuneți așa, această sumă de 3 lei nu este pentru parcare, este să fiți împreună cu noi în sprijinul naturii, în sprijinul frumuseții. Acceptăm idee. orice idee. Cred că ar suna mult mai bine, că omul spune, doamne, vin în stațiune, da, îmi ieși bani de parcare. Nu. Și într-adevăr, aveți mare dreptate. Da, trebuie am mai dat exemple și dau 3 lei pe oră, dar nu mai mult de 10 lei pe zi. Îți propui să te duci, da, este, la Moldova onorabil, cu familia. 3-5 persoane, da, da, nu, într-o mașină, te-ai dus acolo. Nu vă ascund că de cele mai multe ori omul scoate din portbagaj, că așa e situația noastră, suntem, da, și cum suntem, mare, nu și poți, bagaje, scoate mare. O chiftea de acolo, niște vin, da, se simte bine, ascultă alea, da? Dar la final, de cel mai multe ori lasă gunoaiele în coșul nostru de gunoi, da, măcar, da, pentru salubrizarea, sigur, pentru sigur, măturatul parcului, la izvoare, da, încă o dată, aveți trebuie să facem, nu e o, dacă am fi o localitate bogată economic, să avem mulți angajați, am putea să susținem cheltuiala asta. Dumneavoastră știți ce mult au contat, anul trecut am încasat aproape 400.000 de RON din treaba asta. Atât la un buget de 2.800.000 de RON din venituri proprii, ca să facem proporții. Bani, da, pe care bănuiesc că îi folosiți tot pentru... Avem 16-17% din bugetul nostru reprezintă acest bănuț pe care toți riveranii noștri vizitatorii îl lasă acolo. Este foarte asta important. Asta e un lucru pozitiv. E o măsură bună, din punctul meu de vedere. Eu sunt criticat că am pus taxa asta și este exagerată. Domnilor, noi nu domnul suntem... Domnul, dar dumneavoastră v-ați așteptat să nu fie cărcotaș în... Nu, asta eu vreau să explic celor și să, da, cer, da, scuze, da, dacă li se pare că sunt... Nu. Să știți că mi-e place, sunteți un om direct și un om deschis, ceea ce e foarte important. Ce să ascund? Eu sunt o carte deschisă, nu, de felul meu. Dacă să avea un limbaj de lemn, nu ar înțelege lucrurile. Este caz. E bine că sunteți deschiși și oamenii cred că vor înțelege lucrul ăsta. Nu mai putem să păcălim lumea. Dacă nu argumentăm ce acțiunea noastră și față de cetățeni, față de turiști, față de pacienți, dacă nu argumentăm, când îi spui pacientului, doamne, te-ai făcut bine de la apa asta, uite, apa asta, ca să o explorăm, anul ăsta costă 200.000 de RON. Acești, da, 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 200.000 de RON putem să-i luăm de la bătrânii noștri de pe Valea Snicului care plătesc impozite și să beneficiez dumitale, dar n-avem cum, da, da, pentru, da, că, da, bătrânul la care plătește impozite așteaptă și el un bec în fața casei, așa, așteaptă o investiție pe strada lui. De cele mai multe ori, cetățenii din Cireșoaia, spre exemplu, nici nu urcă până în stațiune, vin la Târgu Ocna să facă cumpărături. Da? Și atunci el cu ce este vinovat că trebuie să ia banul lui, impozitul lui și să îl ducem în stațiune cum s-a făcut până acum de altfel. Vreau să vă spun așa ca o paranteză, abia în septembrie 2018 am reușit ca veniturile din stațiune să fie mai mari decât cheltuielile. O să-l rog pe colegul meu de la Camera 1 să ia un cadru și să ne spuneți despre ce e o agendă, e un material de prezentare. Este o colecție de ilustrate. O colecție de ilustrate. Despre localitatea noastră între anii 1899-1939. Așa, să-l țineți ca să-l preia și, una din camere. Și așa. Este făcută de domnul profesor Stoica, căruia îi mulțumim. Dumnezeu contribuie foarte mult la dezvoltarea istoriei localității, adică de dezvoltare, la a scoate în valoare istoria localității noastre, alături de Dan Buznea, care a scris povestea unui colț de rai, o carte foarte și ea foarte relevantă pentru localitatea noastră. Și vreau să anunț cu plăcere că am pornit deja colectivul de redacție pentru ca să se facă istoria apelor minerale din Stănii Moldova. Deja domnul Vinică Munteanu, care este un om cu mare suflet pentru localitatea noastră, domnul profesor Ilinca de la Iași, avem geochimista Iulia Anton, o ingineră tânără pe care am atras-o este consiliera mea și care împreună încercăm să facem cunoscută istoria apelor minerale de la Stănii Moldova, atât din perspectiva compoziției chimice a indicațiilor terapeutice. Avem 1854, un francez a venit și a luat de la Stănii Moldova
probe de apă minerale și sunt acolo pe un tablou și Vichy și Carlo Vivari și Stănii Moldova, suntem foarte mândri. Avem și analizele de astăzi, că facem explorare și vedem comparativ evoluția, dar este interesant de abordată și problema proprietății terenurilor de la izvoare. S-a născut vreun bunic de al nu știu cui de la Stănii cu terenurile alea? De ce? Da, toată lumea spune, terenurile astea trebuia să fie la primărie. Toți natural se gândesc așa. Dar ia ca unii au vrut să pună barieră la Stănii Moldova, ca de aici încolo să nu mai treacă decât cine, sau să plătească scump. E atractiv pentru cei care vor să obțină beneficii din astea, dar așa cum spuneați dumneavoastră, sigur beneficiul trebuie să fie al tuturor cetățenilor. Da, și să dăm perspectivă. Noi nu avem voie să închidem Stănicul după ce noi nu mai suntem. În primul rând că nu știm cine pleacă primul de pe lumea asta și cine rămâne, dar trebuie să gândim în așa fel încât, vă spuneam, primarul care vine după mine să poată lua proiectul ăsta să-l ducă mai departe. Nu trebuie să gândim izolat pentru mine, pentru vremea mea. Băi, vremea mea... Credeți că un primar poate rezolva anumite chestiuni într-un singur mandat? Sigur nu. E o întrebare mai mult retorică, pentru că oamenii știu că nu ai timp în 4 ani să duci un proiect de mare anvergură. S-a făcut o strategie de dezvoltare a localității Stănii Moldova în 2009. Da? Eu am venit în 2016 și am constatat, în primul rând, că era făcută cumva așa ca să fie făcută, pentru că spuneau proiectele europene, dar nu era făcută pe o viziune de dezvoltare a localității noastre foarte sănătoasă. Și vă dau un singur exemplu, mult trâmbițatul drum care iese la Poiana Sărată. Da? Noi am comandat strategia asta și am discutat dezbateri publice și așa mai departe. Și vin specialistul și spune așa, da, drumul de la camping, de la ieșirea din Stănic până la Poiana Sărată, are 15 km lungime. Merge 80% prin pădure. Respectiv, n-ai să poți niciodată să valorifici cumva cu o pensiune, cu un hotel, pentru că să scoți din circuitul forestier... E complicat. Sau aproape imposibil. Da? Drumul de la Cerdac, pe la mănăstire sus, până la Hanu Codreanu, da? Are 7 km. Tot drumul până sus pe plai este numai pe lângă proprietăți private, se poate dezvolta pe rezidențial orice acolo și pensiuni și case rezidențiale. Are doar 7 km. Drumul celălalt, de la Poiana Sărată, ăla lung, perturba toată intimitatea stațiunii, făcând stațiunea de tranzit și toată ziua mașinile circulând la deal la vale. Da, nu era pe când drumul ăsta alt oferă această conferă stațiunii noastre această zonă de liniște și de protecție a mediului. Pentru că niciodată Stănicul nu va fi de tranzit. Da? Stănicul trebuie să rămână un loc intim, un loc liniștit, un loc unde să poți petrece timp pentru liniștea ta. Desigur, sunt alte localități de tranzit cu gălăgie. Dacă vrei, te duci la munte, la mare, sunt stațiuni speciale pentru gălăgie. Noi trebuie să păstrăm această tradiția noastră și, bineînțeles, să dezvoltăm, pentru că acolo deja este o fermă turistică sus la Bolovanul, avem mănăstirea. Adică, deja, numai un singur exemplu, da? Dacă drumul până la... Eu am în 2016, în 2017 la început, strategia a fost gata, și atunci s-a stabilit că drumul trebuie să îl facem drumul acela de tranzit. Dar ne-am blocat că proprietarul drumului era firma de petrol și abia acum am reușit să obținem drumul să ajungă în administrarea noastră, pentru că dacă drumul nu este în administrarea noastră, iar nu poți să faci. Și acești pași, vă întrebați de un mandat. Desigur că un mandat de primar, dacă găsești lucrurile puse la punct până ajungi tu primar, atunci în 4 ani de zile poți să duci mai departe ceva și să pui un obiectiv în funcție, să faci ceva. Dar fără resurse financiare, cu probleme juridice pe care le știm cu toții, comunitatea, cum e, și nu-i simplu. Oricum, așa cum spuneți dumneavoastră, s-au făcut pași importanți. Da. Aveți foarte multe lucruri în continuare de făcut și asta e foarte bine.
Eu vă propun ca într-o emisiune viitoare să discutăm, pentru că avem multe de discutat despre Slănic Moldova, să discutăm despre cum relaționați cu cetățenii, echipa pe care o aveți la primărie, fonduri europene, proiecte viitoare și așa mai departe. Din păcate, timpul nostru a fost foarte scurt, dar sperăm să acceptați invitația noastră ca măcar la o lună, două să fiți prezent în studioul nostru. Cu plăcere oricând. Este și interesul meu să conștientizez ce este Slănic Moldova, cum suntem astăzi și, după cum știți, de mai bine de 2 ani de zile, eu de la început am fost o persoană transparentă. Și două, trei cuvinte despre festivalurile din acest an, de la Slănic, pentru că e important să ne spuneți care sunt să înțeleg proiectele că culturale. Să spuneți că e bine să facem festival, pentru că sunt unii care spun că îi bâlci anul acesta. Acum, avem peste... numai pentru faptul că eu sunt și artist, am lucrat... Avem peste 30 de evenimente, chiar 32 acum, printre care amintesc festivalul de obiceiuri Ștații Basarabene, știți foarte bine, am ajuns la a treia ediție și este de mare impact internațional deja. Anul acesta avem și din Ucraina de Sud. Festival care anul trecut s-a ținut chiar în parc, lângă celebrul chioșc sau chiar la chioșcul foișorul acela. Foișorul de muzică, foișorul de frumos, așa nu-i chioșc. Da, nu chioșc. Chioșc este așa. Foișorul de muzică foișorul. Unde George Enescu a cântat pentru prima dată în aer liber. Deci vorbim de o valoare. Da, da, e un reper cultural, da, putem spune. Foișorul are 120 de ani, adică are o tradiție. Da, avem pe anul acesta ca noutate avem pentru prima dată festivalul de umor. Da, 13-16 iunie este proiectul meu. Dați-ne un pic din culise pe cine veți invita, că e un actor cunoscut. Păi este Andrei Duban, Andrei s-a angajat să facă el acest festival și va aduce oameni speciali. Ne dorim să aducem zâmbetul pe buzele turiștilor. Cel puțin echipa noastră pentru Andrei Duban venim repede. Da, și vor veni și surprize, adică vor avea invitați speciali. Avem în continuare acele activități pe care le-am găsit, spre exemplu off-road este înainte de a ajunge eu primar, mountain bike-ul este și maratonul sunt mai noi, dar la fel la a doua sau la a treia ediție și avem multe alte, festivalul de film și avem evenimente care festivalul pietrarilor pentru meșteșugarii noștri de acolo, avem zilele Stănicule, avem pelerinaj pe muntele Bolovanu. Nu vreau să intru în detalii, ce vreau să transmit este să vă conectați, să vă împrieteniți cu Primăria Slănic Moldova sau cu asociațiile noastre. Vedeți, avem 3 structuri asociative pe Valea Stănicului. Eu cred foarte mult în acest mod de dezvoltare a localității în care asociațiile, unde vin oameni de bine, oameni voluntari, da, să ajute și să ducem proiecte împreună cu administrația publică, să ducem proiecte mai departe. Și desigur iarna să vină la schi, la pârtea de schi. Anul acesta am ratat serbările zăpezii pentru că din păcate nu a depinde fost și de vreme suficientă zăpadă, dar ne dorim să facem și un festival pe pârtie vara. Vrem să valorăm acea zonă, încercăm acum să terminăm monitorizarea, să punem în valoare și pârtia. Dar poate discutăm la o altă emisiune și despre pârtie și despre proiectele sigur. Noastre. Și completând pe domnul primar, dacă vreți să aflați mai multe, urmăriți și televiziunea Exclusiv TV, pentru că noi în acest an, mai mult decât în anii anteriori, vom fi prezenți la toate aceste acțiuni culturale. Eu mă bucur foarte mult când aud că și nu că aud, am și văzut de când ați preluat mandatul, cred că foarte rar dacă nu am ajuns, dar am filmat evenimentele culturale. Mă bucur că emisiunea noastră este pe un ton optimist și am început chiar foarte frumos și într-adevăr Slănic Moldova merită această etichetă de loc pentru sufletul nostru, pentru poate cu timpul găsiți și un slogan mai bine așezat, Slănic Moldova, eu știu, pentru sufletul tău. Dan Buznai a spus un colț de rai, alții au spus perla Moldovei. Noi la festivalul de obiceiuri Ștații Basarabene folosim moto
Prutul ne desparte, Slănii Moldova ne unește. Ne unește. Iată... Sper ca Slănii Moldova să unească inimile oamenilor, să le întinerească și împreună cu toții să facem ceva bun pentru țara noastră, pentru că mai devreme sau mai târziu fiecare plecăm de pe lumea asta. Important este ce lăsăm mai departe și cum lăsăm mai departe urmașilor noștri această țară. Este foarte important. Da, iată că Slănic Moldova ne unește și pe noi, realizatori de televiziune, reprezentanții ai Slănicului Moldova, primarul Slănicului a fost astăzi aici lângă noi, domnul Gheorghe Baciu. Vă mulțumesc și vouă, colegilor, pentru că ne-ați ajutat astăzi să realizăm această emisiune. Domnul primar și-a exprimat acordul că va fi alături de noi și în alte emisiuni. Ne bucurăm foarte, foarte mult, domnule primar. Aș vrea să vă mulțumesc și eu înainte să încheiați dumneavoastră. Sigur și vă mulțumesc că... foarte mult. Da. Apreciez ceea ce faceți. Suntem prieteni cu mai multe televiziuni naționale, regionale și ne străduim să folosim acest suport, de altfel foarte important pentru noi, pentru că altfel n-am putea să ne promovăm. Transmit și eu un gând bun, succes dumneavoastră, echipei dumneavoastră. În același timp, invit telespectatorii noștri, pe cei care ne văd, să ne viziteze localitatea. Îi salut pe cetățenii din localitatea Slănii Moldova și asigur de buna mea credință și de dorința mea de a face ceva pentru localitatea noastră și vă așteptăm pe toți să ne vedeți acasă la noi, la treabă, la festivaluri cu anumite ocazii, desigur. Mulțumim și noi încă o dată. Sunt Eugen Ungureanu. Ne revedem data viitoare la emisiunea Personalitatea Zilei. La revedere! We'll be right back.